grațierea lui Gigi Becali și ce s-a întâmplat astăzi, de ce Gigi Becali rămâne în continuare în pușcărie, deși a cerut să fie liberat să-și pună afacerile la punct. O să vedem cam cât pierde Becali în fiecare zi în care stă după gratii și ce se întâmplă cu angajații săi și o să auziți cum Gigi Becali i-a făcut proști pe avocații săi, probabil într-un moment în care era disperat pentru că nu i-a reușit niciuna dintre mișcările de astăzi din justiție. Vom discuta despre toate acestea în această seară și vă spun că o să vedeți în seara aceasta niște imagini pe care unii dintre dumneavoastră poate nu le-au văzut niciodată, iar alții și le vor reaminti cu nostalgie. Este vorba de momentul în care... Nu vă dezvolui acum, este un moment extrem de important pentru sportul românesc. Cu siguranță nu le-ați mai văzut de foarte, foarte mult timp, cred că de vreo 25 de ani. Alături de mine în platou se află invitații mei în această seară, doamna Mirela Zivari, bună seara, domnul Sărin Dumitrașcu, președintele de onoare al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Bună seara! Bună seara, domnul Iron Cosma, bună seara și domnul Daniel Ionașcu, avocat, bună seara. O să încep cu dumneavoastră, domnule avocat, spuneți-ne, poate Corneliu Vadim Tudor să-i ceară lui Traian Băsescu grațierea lui Gigi Becali? A sunat la, ca să poate nu știți informația, a sunat la cabinetul președintelui, la cancelarie și a cerut o întâlnire cu președintele Traian Băsescu pentru a-i solicita grațierea lui Gigi Becali. Acum, sigur, prima etapă poate fi admisibilă, în sensul că poți să ceri o întâlnire cu președintele, poți să ceri o audiență și poți să obții. Nu trebuie neapărat să te numești Corneliu Vadim Tudor, să fii președintele unui partid sau nu, ca să obții o audiență. S-a mai întâmplat. Dincolo de această audiență, să obții legitim grațierea domnului Becali prin propria cerere este absolut imposibil. De ce? Pentru că este în contradicție cu legea grațierii, care spune cu exactitate cine anume poate face o astfel de cerere, respectiv condamnatul însuși, membrii familiei sau rudenii, sau avocații lui, evident. În contextul acesta, apreciez că domnul Vadim Tudor este fără calitate legitimă de a cere grațierea înaintea președintelui României. Dar poate să aibă o discuție în care să apeleze la sentimentele președintelui, să-l grațieze pe... Evident, și eu mi-am pus problema în acest mod. Și sigur că ceea ce spun acum nu va fi pe placul neapărat a distinsului coleg de platou, domnul Miron Cosma. Și anume, aceea că eu, Corneliu Vadim Tudor, vin înaintea președintelui României și spun, uite, îți las o cerere de grațiere pentru domnul Gigi Becali. Și culmea, fără consultație, președintele României spune, zice, da, se admite. În contextul acesta, mă întreb, e admisibil sau nu? Iar eu, în contextul în care președintele are ca prerogativă exclusivă, nu trebuie să consulte, am auzit o felul de speculații, că se consulte cu anumiți juriști, cu anumiți judecători, cu anumite comisii, nu. Este atributul exclusiv al președintelui României. Și președintele României spune da. Unde se poate contesta pentru nelegitimitate o astfel de cerere? Dar deja vă gândiți la contestare, la... Are sau nu are președintele această atribuție? O are în mod categoric, o are când vrea și pe cine vrea. Și întreb eu, dacă s-ar face în acelea domnului Corneliu Vadim Tudor, care ar fi forul și cum s-ar putea contesta? Eu mărturisesc, eu nu găsesc nici cine ar putea o contesta, nici unde s-ar putea contesta, nici în ce măsură s-ar putea înlătura grațierea, repet, adusă ca și atribut exclusiv al președintelui României. Domnule Dumitrașcu, își pun deținuții speranța în președintele României, indiferent cine este președinte în momentul respectiv? Adică există această speranță, se uită în sus și spun, domne, de la Cotroceni vine o lege de, nu știu, grațiere colectivă, o lege de amnistie. Este președintele statului ultimul țărm al deținuților? Mai curând, deținuții se uită către Parlament. De când există penitenciare, deținuții speră la decrete sau legi de grațiere, respectiv de amnistie. Nu este tocmai o noutate, indiferent că sunt mai bune sau mai rele condițiile de detenție, că e mâncarea mai bună sau mai rea, sau că le place sau nu într-un penitenciar. Dar de când există penitenciare, deținuții speră la grațieri sau la amnistii. Periodic sunt zvonuri legate de legi,
decrete și așa mai departe, mai ales când aceste legi sau decrete sunt susținute de anumite inițiative. Știți că acum câțiva ani a fost Nati Meir, acum este o altă inițiativă care se discută. Sigur, toată lumea speră la astfel de măsuri. Câți ajung la mâna, la mila președintelui? Ajung de regulă cazuri sociale și situații disperate, care sunt și aprobate. Președintele României grațiază deținuți, dar situațiile sunt destul de grave. Adică cancer, destul de grave. O să vedem, haideți să punem pe ecran câteva cazuri dintre cele în care deținuții au fost grațiați, au fost eliberați și o să vedeți că nu sunt tocmai cazuri grave, pentru că Gigi Becali a cerut, de exemplu, întreruperea executării acum ca să-și pună afacerile, fata împlinește 18 ani. O să vedeți că sunt situații în care e vorba de mult mai puțin. Gigi Becali nu putea astăzi, din punct de vedere tehnic, să obțină acea întrerupere a pedepsei, pentru că astăzi se judeca și contopirea celor două mandate și era imposibil. Aici e vorba de suspendare. Copiii de suspendarea executării pedepsei. Copiii condamnatului vând lucruri din casă pentru că nu au cine să-i supravegheze. Dezistirea avocaților depusă în instanță. Fica este în ultimul an de facultate. Fica este în ultimul an de facultate și scrie lucrarea de diplomă. Deci acestea sunt motive care sunt depuse de avocați în instanță, nu sunt motive care să justifice suspendarea unei hotărâri dată de un judecător. E o diferență foarte mare. Avocatul poate să vină și să inventeze orice și să găsească... Nu, colegii mei au găsit aceste situații ca motive pentru care s-au suspendat. Nu, ca motive pentru care se cere suspendarea, așa scrie acolo. Da, acolo așa scrie, dar s-a și suspendat executarea. Deci, dar trebuie să recunoaștem, dacă ne ducem puțin în ultimii ani, din cererile de grațiere admise de președintele nostru, sunt și oameni care au fost închiși pentru crimă și au fost grațiați. E adevărat? Eu nu știu astfel de cazuri, dar cred că nu este în ordine să scoatem din context, pentru că în orice cerere, orice avocat va pune orice justificare posibilă pe orice direcție consideră necesar. Dacă scoatem din context chestiunea cu copiii iau lucruri din casă ca să le vândă și să supraviețuiască, poate că pare insuficient, dar cu siguranță că cererea este fundamentată și un judecător a luat-o în serios. Nu pot să cred că un judecător suspende executarea pedepsei doar pentru că copiii iau lucruri din casă și le vând ca să, nu știu. Domnule Cosman, noastră a fost la un moment dat un subiect de dezbatere publică aprinsă în momentul în care președintele Ion Iliescu a vrut să vă grațieze. Țin minte că a fost un mare scandal, era pe final de mandat. Cred că înainte de alegerile din 2004, că s-a și spus că Adrian Năstase a pierdut din cauză că președintele Iliescu v-ar fi grațiat pe dumneavoastră. Cum s-a întâmplat atunci? Ați făcut dumneavoastră o solicitare, i s-a făcut milă lui Ion Iliescu, au mers avocații, a mers cineva ca, cum merge acum, Corneliu Vadim Tudor? Deci e un lucru foarte clar în ceea ce privește legislația, dacă mă refer la legislație. 64 cu D din Constituție stabilește că președintele României poate să grațieze individual pe oricine. Aud aici de tot felul de avize și așa mai departe. Dar, da, dacă președintele vrea el să ceară niște avize, da, dar e clar că el poate, decizia este unilaterală, îi aparține. Și el poate să grațieze aparent paradoxal chiar și în afara legii. Domnul avocat spunea foarte bine. Să știți, la o discuție din această amicală între el și Vadim Tudor, care... În sfârșit, iarăși, într-un exercițiu de imagine și probabil că vrea din nou să iasă, așa cum ai și cu Ilașcu, cu Miron Cosma și cu Vadim. Dacă va fi primit. Pentru că, deci, ați auzit ce am spus, Ilașcu, Miron Cosma și Vadim, așa, probabil că din nou încearcă să speculeze un moment prielnic, pentru că el nu mai este președintele Partidului România Mare. Deci, paradoxal, eu nu am fost de acord cu grațiere în 1999,
pe care vrea să mi-o dea președintele Constantinescu. Nu am fost de acord cu grațiere în 2001, pe care doamna Rovica Stănoiu trebuia să-i semne cererea de grațiere pe vremea guvernului Năstase. În 2003, domnul ministru iarăși Diaconescu, la fel. Iar în 2004, președintele Ilescu și-a imaginat că dacă m-a grația pe mine, am să iert toate păcatele lui în relația noastră. Deci permiteți. Deci, legea spune foarte clar, cel care poate într-adevăr să facă cerere este inculpatul în cauză, rudele de grad 1, domnul avocat, exact. Numai rudele de grad 1 și avocatul. E la mine, avocatul meu a fost chemat de către Ion Iliescu și cererea pe care eu trebuia să o fac și să o semnez, n-am făcut-o eu. Am făcut-o avocatul meu, a semnat-o și m-am trezit pur și simplu pe un tabel, așa, cu mai multe persoane și grația de către Ion Iliescu. Deci așa s-a întâmplat atunci. Deci, repet, legal s-a procedat legal. Pentru că avocatul are mandat legal să semneze, pentru că mă reprezintă, nu? Dar, repet, a făcut-o fără ca eu să fiu de acord. Dar poate un deținut să fie grațiat fără să semneze acea cerere? Adică poate Traian Băsescu, în cazul de față, să spună îl grațiez pe Gigi Becali mâine dimineață, că așa aș vrea, să spun un lucru esențial legat de acest caz. Pentru că eu rămân stupefiat să constat pe toate televiziunile se discută de grațierea lui Gigi Becali. Vă spun acum, cu toată responsabilitatea, chiar dacă, repet, n-am nimic împotriva grațierii lui, pentru că sunt și, în afară de faptul că sunt președintele Partidului Social Democrat al Muncitorilor, sunt și de două săptămâni președinte interimar al Societății Internaționale pentru Drepturile Omului. Ori, însă, nu este posibil din punct de vedere grațierea lui Gigi Becali sub nicio formă în procedura penală și în cazul lui, pentru că Gigi Becali nu are o singură infracțiune pentru numele lui Dumnezeu. Dacă Gigi Becali avea o singură infracțiune, atunci da, se putea grăția. Gigi Becali are o infracțiune cu suspendare și încă două infracțiuni cu condamnare. Vreau să vă spun că s-a greșit fundamental și dacă s-a motivat acum, de exemplu, cererea lui de punere în libertate pentru chipurile să-și rezolve afacerile. Păi pentru numele lui Dumnezeu. El pentru afacerile lui a fost condamnat. Când vreodată vreun judecător îi va da voie să-ți iasă afară în libertate ca să-și rezolve afacerile. Bun, dar nu e vorba numai de acele afaceri. Are mai multe afaceri, nu are doar echipa Steaua și atât. Da, dar pentru echipa Steaua a fost condamnat și pentru afacerile lui cu pământuri a fost condamnat. Astea sunt condamnările lui. Iar dacă, repet, n-am nimic împotrivă, sunt de acord să fie, dacă vreți punctul meu de vedere, să fie grația. Dar dacă se va întâmpla acest lucru, vom intra în Guinness Book. În istoria lumii nu s-a pomenit vreodată ca un cetățean, unui cetățean să-i fie grațiate trei fapte. Aceleași cetățean. Nu se poate, imposibil. Dacă îmi permiteți, este o observație tehnică și cu siguranță domnul avocat poate confirma sau nu. Este perfect adevărat ce spuneți. Câtă vreme nu va avea contopirea făcută, va fi destul de dificil să discutăm de întreruperi. Putea să întrerupă executarea unui mandat. Sigur că da. Sistemul penitenciar nu îl punea în libertate pentru că avea celălalt mandat. Putea să-i grațieze o pedeapsă, mai avea încă, și cealaltă pedeapsă. Încă un lucru esențial. Contopirea nu se grațiază. Evident, trebuia să aibă contopirea făcută, să dar aibă o singură pedeapsă. Pentru numele Dumnezeu, nu se grațiază contopirea, pentru că este un cumul de fapte. Domnule Dumitrașcu, domnule Cosma și domnule avocat, îmi spuneți de fapt că Gigi Becali nu poate fi grațiat sub nicio formă. Gigi Becali trebuie să-și facă pedeapsa. Sigur. Noi discutăm despre grațiere. Haideți să fim serioși. Nu, dar stați puțin, că este prima oară când aud că este ceva categoric și că nu se poate grația. Orice deținut trebuie să-și facă pedeapsa în Republica România. Vă rog. Pentru o simplă întrebare. Președintele României primește după contopirea pedepselor o cerere din partea avocatului domnului Becali pentru grațiere. Și președintele spune da, se admite, îl grațiez. Se poate sau nu? Da. Domnul avocat, aici nu suntem în aula facultății de drept, aveți dreptate. În situația de față, contopirea poate fi grațiată?
în contextul în care vorbim despre un atribut, o prerogativă fundamentală a președintelui României, poate să facă orice, implicit ceea ce spune noastră. Nu e adevărat. Poate să facă dacă, deci, dacă legea grațiere, spune... Faptele trebuie decontopite și președintele, da, poate să grațieze toate cele trei principii. Despre asta vorbim. Poate. Deci se poate. Dar în procedural, deci tehnic, discutăm... Să-i grațieze trei președinte. Deci, nu poate să-l grațieze doar pe... Legea spune că grațierea individuală este un act unilateral al președintelui. Numai el poate să decidă. Și poate să grațieze toate cele trei fapte, poate să o facă. Dar nu poate, dar să grațieze unul singur. Dacă este, nu e legal. Haideți să ieșim din zona tehnică. Ne-am lămurit. E atât de complicat. Nu, dar nu suntem în aula facultății de drept. Mă iertați că intervin. Suntem într-o realitate în care nimeni nu va grația trei fapte și într-o realitate în care va trebui să vedem ce se întâmplă cu contopirea și așa mai departe. Unde la G8 se discută despre lupta împotriva evaziunii fiscale. Exact. La nivel mondial. Spuneți-ne ce efect poate să aibă. Dacă îmi permiteți, un lucru aș vrea pe doamna Zivari ceva. Din ce ați prezentat, îmi cer scuze. Deci el, vreau să vă spun că l-aș fi susținut cu fermitate. Dacă el ar fi cerut acum punerea în libertate pentru faptul că fiica lui face 18 ani, da, ăsta e un motiv super temeinic și circumstanțial. Dar nu, domnule, să-mi rezolvă afacerile cu Steaua. Păi pentru asta ai fost condamnat, niciun judecător din lume nu va fi de acord cu întreruperea ca să... Ce? Când l-ai condamnat pe aceeași... Deci faptul că da, fiica lui face 18 ani, da, e un eveniment teribil și normal. Eu chiar dacă judecător mă aud, îi rog să țină cont, pentru că într-adevăr acest lucru este un lucru teribil pentru copilul care vede, face 18 ani. Asta o să ne spună doamna Zivari, dacă o lăsați acum. Asta o să ne spună doamna Zivari. Care este sau care sunt influențele asupra lui Gigi Becali în momentul de față? Vedem că teoretic nu poate fi grațiat, cel puțin așa reiese în discuție, decât dacă sunt toate cele trei pedepse. Vedem că nu este lăsat acasă, fiica sa face 18 ani. Mai încolo să vedem că a făcut apel la presă, la noi, adică să fie lăsat în pace. Ce se întâmplă cu Gigi Becali în momentul ăsta? Își acceptă soarta, nu își acceptă, încearcă să se adapteze? Cum îl vedeți? Eu nu-l cunosc personal pe Gigi Becali și nu știu dacă pot să fac referiri și să anticipez anumite reacții ale domniei sale. Din fericire, în experiența mea, am avut de-a face cu oamenii care sunt la dumneavoastră în penitenciare și am cunoscut oameni care au fost condamnați pe nedrept sau pe drept, oameni care au venit foarte mult schimbați după perioada de detenție. Cunoscând doar personalitatea domnului Gigi Becali de la televizor și văzându-i reacțiile în cu totul și cu totul alte momente, nu neapărat, pentru că în ultimele săptămâni de când dumnealui a fost închis, nu am avut decât foarte puține imagini când era coborat din dubă, intra în clădirea tribunalului și cam atât la curții de apel. Am spus și acum câteva săptămâni și susțin și cred din nefericire că un om cu tipologia domnului Gigi Becali va suporta foarte greu lipsa de perspectivă. Astăzi, ieri, a avut din nou, a conștientizat după decizia judecătorilor că nu poate să fie lăsată în libertate nici măcar pentru 3 luni. Până acum avea o speranță, da? Se uita spre termenul de judecată și... Se năruie pe zi ce trece și fiind atât un om atât de vulcanic, un om care nu și-a imaginat, cred că nici o secundă, că va ajunge într-un penitenciar, viața într-un astfel de loc îl va afecta. Și, la urmă urme, e om. Cum să nu-l afecteze? Absolut. Nu cred că există nici cel mai infractorul care a tâlhărit sau care are un fapte după fapte. Și dacă treci pe lângă penitenciar. Da? Deci nu poți să ajungi acolo, să treci pe lângă zidul de la Jilava, de exemplu, imediat cum a intrat în acea pușcărie, este un zid cumplit. Cine a fost pe acolo știe cam cum arată. Și să nu resimți niște fiori. Iar statul penitenciar, că ai voie să ieși să te plimbi, există plimbător sau nu este plimbător, lucrurile sunt cam la fel. Că ești într-o celulă cu 40 de oameni sau că stai într-o celulă cu 2-3 deținuți, că în acea celulă sunt și oameni, sunt acei viețași, oameni care stau pentru toată viața pentru crime oribile sau nu,
felul în care resimți regimul penitenciar este extrem de profund și mulți dintre ei nu ne-au povestit și nu ne vor povesti vreodată. Chiar și pentru domnul Adrian Năstase, poate dumnealui a avut acele probleme medicale și a stat în Jilava, dar în zona de spital. Tot nu i-a fost ușor și nu-i va fi ușor. Dramatic. Cine trece printr-o pușcărie nu uită toată viața, chiar dacă stai o lună, 5 ani sau 20 de ani. Dramatismul vine și pe partea cealaltă. Imaginați-vă dramatismul familial. Imaginați-vă prin ce trece mama lui, prin ce trece nevasta lui, prin ce trece fetele lui. Și am să vă dau un caz. Miron Cosma. Fica mea, când a fost arestat, avea 5 ani. Imaginați-vă că în momentul în care am ieșit din închisoare, fica mea avea 16 ani, dacă nu vedeam de 2-3 ori, pentru că nici eu n-am fost de acord să vină pe la mine, nu cunoșteam fica. Ăsta e dramatismul. Să lași un copil la 5 ani și să-l găsești la 16 ani. Ăsta e dramatismul. Asta nu s-au gândit cei care condamnă oamenii, scuzați-mă, nu trăim ca și corbi, poate că unii judecători nu știu, că nu trăim 600 de ani. Noi trăim doar în jur de 70 și media pe aici în București, acum e de 49 de ani și așa mai departe. Asta e durata de viață. E incredibil, repet, și incredibil că sunt oameni care fac închisoare nevinovați, cum a spus, și eu am cunoscut foarte mulți oameni și dacă îmi permiteți, eu am mai spus-o mai glumă, mai serios și în închisoare și poate că domnul lider de sindicat a auzit de chestiunea asta. Hoții nu sunt în pușcărie, hoții sunt afară. Sunt și afară și înăuntru, să fim cinstiți. Nu mai sunt. Gigi Becali este, din păcate, o spun pentru el, un mic pion într-o mare apace. El este doar executant. Aici nu se vorbește de Emil Constantinescu. Nu se vorbește de, știu eu, de primul ministru de la acea vreme și au ajuns un ministru, care probabil că cineva i-a plătit polița ministrului Babiu, șeful de stat major și executantul Gigi Becali. Vreți să vă spun, în țările civilizate, în America, de exemplu, unul ca Gigi Becali nu era condamnat, era protejat, era la martor pentru a fi legat vinovații principali. Așa se procedează. Asta e sistemul, ăsta e sistemul nostru, deocamdată. Vedem că sunt probleme nu doar în familia domnului Gigi Becali, cum bine ați remarcat, problemele țin de altă natură, sunt și între avocați. Haideți să vedem astăzi contrele avocaților. Au fost niște neînțelegeri acolo, s-au formulat două cereri, una de întrerupere a executării pendenței, una de contopire. S-a ocupat domnul Bărbuțeanu de aceste cereri. Domnul Becali a fost nemulțumit astăzi, s-au depus niște acte, s-a amânat cauza, asta e situația, urmează să preiau aceste cauze și să le duc în continuare. În replică într-o intervenție la România TV, avocatul Bogdan Bărbuceanu neagă existența vreunui conflict între el și clientul său, Gigi Becali. Nu am fost contactat nici de client, nici de familia acestuia. Nu m-a anunțat că înțelege să denunțe vreunul din aceste contracte. Sigur, eu mâine merge la penitenciarul Jilava, voi lua legătura cu clientul și vom clarifica această problemă. Domnule Ionașcu, se întâmplă des ca clientul să aibă ieșiri, cum a fost cazul de față când domnul Gigi Becali a spus că avocații sunt proști și a cerut vărului său să fie schimbat, să aducă alți avocați. E o vina avocaților, este o stare de spirit mai încinsă pe care sau o perioadă mai grea pe care o traversează Gigi Becali sau... Iertați-mă, mie mi-este cel mai greu să vă răspund la această întrebare din două motive. În primul rând, din colegialitate cu avocații domnului Gigi Becali, iar pe de altă parte, pentru că o astfel de situație te pune ca avocat într-un colț, efectiv, al profesiei, în contextul în care spune, zice, măi, ești nu știu cum, nu mai veni în proces. Sigur că aici e o mare problemă. Domnul Becali a pornit cu această echipă de la început. Dânsul, nu, când nu de la început. Nu de la începutul procesului, dar cel puțin din faza de recurs. Dar în contextul în care și-a schimbat echipa, prima echipă care a dat roade, dânsul nu și-a dat seama că schimbă ceva bun cu ceva care ar putea să-i aducă surprize. Este o vorbă la români care spune ce nu lăsa pasărea din mână pe aia din gard. N-ați văzut asta și la Steaua, iertați în comparația, dar s-a mai întâmplat să fie schimbată echipa câștigătoare sau antrenorul câștigător.
comparația e un pic forțată și discutăm totuși despre libertatea nu, omului. Nu, dar poate să și principiul. Dacă atitudine este într-o logică, trebuie să ne gândim. S-a mai întâmplat să nu-i placă un antrenor și să-l schimbe. Discutăm de el. Și, corect refer, nu numai la moralitatea, și la moralitatea vocațiilor. Cum poți să-i spui unui om care susține ani de zile că e nevinovat, să recunoască că e vinovat? Cum poți să faci asta ca avocat? 1. 2. Repet, cum poți să ceri prin motivare ceea ce spuneam înainte, când el e condamnat pentru Clubul Steaua și pentru afacerea cu terenul, că tu ceri întrerupere ca să-ți rezolvi problemele la Clubul Steaua și problemele cu afaceri? Repet, dumneavoastră, astea sunt greșeli fundamentale, repet, ale avocaților. Îmi pare rău, am tot respectul pentru meseria de avocat. Dar consider că Gigi Becali a pierdut enorm de mult și ia gândiți-vă cam ce l-așteaptă. Eu am auzit declarația pe TV Sanca a lui Platini, care spune că va avea toleranță zero față de corupție. Pentru asta știți ce pierde acum cu dosarul Valiza? Cel puțin 10 milioane, numai faptul că s-a calificat în Champions League, plus încă vreo 10 milioane câștigurile, 1.700.000 de euro Valiza și gândiți-vă câți bani. Asta o să vorbim când o să vă arăt și imaginele despre care v-am spus. Da. Haideți deocamdată să vedeți care sunt motivele pentru care Gigi Becali și-a concediat avocații, sau mă rog, cel puțin a spus că va face acest lucru. Să vedem care sunt acestea. A uitat să atașeze la cererea de întrerupere a pedepsei cazierul judiciar al lui George Becali. Trebuiau să facă lucrul ăsta sau nu, domnul Nașcu? Procedural, nu vreau, vă întreb și eu, că citesc mai departe. A uitat să solicite două avize de la înalta curte de casație și justiție. O parte din documentele depuse la instanță erau pline de greșeli gramaticale și... Mă rog, nu au reușit să obțină până acum nicio sentință pozitivă pentru Gigi Becali. Este ceea ce impută Gigi Sigur, Becali echipei sale de avocat. Și clientul lui este absolut confidențial și nu este supus dezbaterii mele, în special în această seară. Însă tot legea profesiei ne spune nouă că în contextul în care ai angajat o cauză în raport cu clientul tău, trebuie să depui maxime diligențe pentru apărarea acelui om și a intereselor lui, în contextul în care trebuie, în mod și în temei cu legea, să-l aduci în poziția cea mai favorabilă în contextul valorificării drepturilor sale, în timp rezonabil. În contextul acesta, sigur că, în raport cu ceea ce spunea domnul Becali ca argument, putem judeca dacă s-a întâmplat sau dacă nu s-a întâmplat așa. Sunt absolut convins că, preluând această idee, domnul Miron Cosma va spune mai mult. De incredibil, mie nu vine să cred cum avocat, când știi procedura foarte bine, să nu depui cazierul clientului. Dumnezeu, asta e de grădiniță deja, înțelegeți? Asta e o glumă proastă, înțelegeți? Cum adică să nu depui cazierul? Trebuia să facă domnul avocat evite să spună, spuneți noastră, trebuiau să depună și cazierul, adică cele motivele care sunt expuse acolo mi se par plauzibile sau... În mod normal se depune cererea argumentată și toate documentele care dovedesc circumstanțele cazului. Poate să fie și cazier, poate să fie și sentințe anterioare, poate să fie orice. Dacă îmi permiteți, avocatul face cererea și depune orice document care susține cererea. Poate să fie și cazierul, poate să fie și sentințe anterioare, poate să fie și anchete sociale. Nu găsesc. Ce vreau să spun e următorul lucru. Mie nu mi se pare în ordine, și am văzut asta de prea multe ori, să facem pledoarii în favoarea sau în defavoarea unui acuzat, a unui inculpat sau unui deținut într-un cadru de genul ăsta. Justiția este totuși o treabă serioasă. Adică preluăm trunchiat informații și pretindem, bine, că discutăm lucruri serioase. Asta nu se întâmplă. Bine, nu știm exact ce a spus Gigi Becali. Mă gândesc că pe sistemul, cu cât disperarea în care te afli, e direct proporțională cu încrederea că avocatul tău e Dumnezeu. Nu, avocații nu sunt Dumnezeu. Absolut. Nu au nici măcar pile la Dumnezeu. Iar ca și judecătorii de altfel și procurorii, la fel. Că avocatul tău, indiferent dacă aduce, n-aduce, depune, nu depune cazierul, te va scoate, te va elibera, este o greșeală fundamentală. Da. Avocatul te reprezintă, încearcă să
caute și să-ți... Are o obligație de diligență. Da? Dar nu e Dumnezeu. Faptul că acum au fost, din nou vor fi dați afară, sau să ne gândim la alte imagini în care tot la televizor am văzut că după câștigarea unui proces se împărțeau bani în sala de ședințe. Și avocatul era atunci pentru și era răsplătit. Nu poți să treci într-un alt registru și să vorbești despre acel om. Totuși, oamenii aceștia trei care în ultima echipă l-au reprezentat pe domnia sa, sunt oameni care au o pregătire profesională. Oamenii au riscat foarte mult să intre și să-l reprezinte pe Gigi Becali. Pentru că se punea, era o monedă cu două fețe. Câștig și voi fi foarte puternic. Procesele de tipul nu câștig, deci este așa foarte este periculos pentru un avocat să-și asocieze imaginea și să ia un astfel de client, pentru că vor fi foarte multe... Mai ales că un avocat, numele bun, contează. Sunt cazuri de avocați care devin celebri după ce le sunt executați clienți. Avem un exemplu fabulos. Domnului Trașcu, zău așa. E riscant, dar uneori ajută. Mă iertați, dar se întâmplă. Aș vrea să spun că esențial însă. Și domnul avocat e martor aici. Să vă imaginați că procesul întrerupere e finalizat. Hotărârea de azimie definitivă și irrevocabilă. El are dreptul la recurs, nu domnul avocat. Deci, cum aveau și procurorii, dacă... posibilitatea, dar, repet, o motivație mult mai temeinică și mult mai legală, să fie liberat condițional. Cererea se poate face oricând pe timpul executării pedepsei. Sunt situații în România în care oamenii au cerut suspendarea executării pedepsei pentru că necesitau intervenții chirurgicale de a căror reușită depindea viața și instanța nu a admis. Exista? Există situații. Da? Există. Dar să mai spunem un lucru legat de 3 luni. 3 luni e maximum. Nu înțeleg de ce avocații n-au cerut o lună, 2 luni. Să vedem și pentru ce a cerut Gigi Becali suspendarea executării pedepsei. Să vedem care sunt motivele. Gigi Becali, avocatul domnului George Becali, a spus următoarele. Condamnarea l-a luat prin surprindere pentru că fusese achitat pe fond. De când a fost condamnat până s-a prezentat, au trecut doar 3 ore și acest lucru l-a împiedicat să-și pună în ordine afacerile. Deține 71% din SCR.com S.A. Este acționar majoritar cu 85% la Avicola S.A. La uzina mecanică Drăgășani S.A. are 8 acțiuni de 8 milioane de lei, 90,7% din capitalul social. Acest obiectivul de active e fabricarea armamentului și muniției. E vorba de uzina din Drăgășani. Fără prezența lui se creează un dezechilibru normal la funcționare. Vedeți, domnule Cosman, nu e vorba doar de echipa Steaua, e vorba de o fabrică de armament, e vorba de găinile de la Avicola, e vorba de SCR.com acolo... este o fostă societate care se ocupa de construcții în străinătate. Și, de asemenea, domnul Becali vrea să fie eliberat pentru a-și strânge datoriile, pentru că sunt persoane și firme care îi datorează. Uzina Drăgășani, 10 milioane de euro. Clubul Steaua, 45 de milioane de lei și 10 milioane de euro. Viorel Tudorache, 2,6 milioane de euro. Avicola S.A., 26 de milioane de lei. Costel Bucur, 3,5 milioane de euro. Vasile Giambazi, 18 milioane de euro. Teias Ponte, 3 milioane de euro. Un proiect de imobiliar de locuințe sociale în Pipera, sponsorizare peste 1 milion de euro și, mă rog, probabil că lista continuă, noi ne oprim aici cu lista. Sunt bani care ar trebui să intre domnului Becali în conturi, bani pe care îi pierde. Poți să te gândești, doamna Zivari, la bani, să pui bani, să te gândești, vai de mine, pierd banii sau, adică, constituie în închisoare banii o preocupare, poți să constituie sau pur și simplu te gândești la libertatea ta? Domnul Dumitrașcu, deja... Depinde acum sunt mulți bani. Poți să faci cu banii ăștia. Și cred că undeva pe la... după ce ai o hotărâre definitivă, pentru că stările oamenilor depind foarte mult de etapa în care se află în legătură cu judecata. Până se finalizează și ai o hotărâre definitivă și irrevocabilă, în mintea omului există un amestec între speranță, dezamăgire, iar speranță, iar dezamăgire. Lucrurile se schimbă foarte mult în momentul în care știi foarte clar
cam care va fi perioada, dacă vei putea obține sau nu vei putea obține o micșorare de executare prin comportamentul tău foarte bun și prin alte cărți care le mai scrii sau biserici care le mai construiești în incita penitenciarului. Și de-abia atunci lucrurile se mai așează. Poate în acea perioadă de după... Să uităm că Gigi Becali mai are de aflat dacă regimul său va fi liber sau, mă rog, semideschis. Mai are încă trei decizii finalul, de așteptat. Finalul, dacă se vor contopi, nu se vor contopi, se vor majora anii sau nu, reprezintă o preocupare mult mai importantă decât sutele de milioane de euro care ar putea să le aibă în momentul de față de recuperat sau de pierdut. Nu cred că în momentul de față domnia sa se gândește, face calcule matematice, nici de cum. Cred că ar da în momentul de față toți banii de pe lume. De acord. După cum înclină capul nu și știu. Spune, dar o să vedem după publicitate și după publicitate o să vedem de ce a băgat Gigi Becali divorț de presă. Rămâneți alături de noi pentru că veți afla cum ne-a spus Pam Pam. Vine să vă spun o chestie. Vine când nu vă zic. Asta e documentul. Hai că mă fac modelator. Puta linia. Știrile continuă pe rtv.net. Familia ta e fericită într-o locuință sănătoasă și confortabilă. Rehau îți oferă profilele inovatoare Geneo, deosebite eficiente energetic și stabile, concepute pentru aplicații diverse. Sistemul integrat pentru ferestre și uși răspunde perfect exigențelor tale de confort. Geneo, familia de profile inovatoare pentru căminul tău. Ai instalare gratuită la toate aparatele de aer condiționat Samsung. Profită de promoție emag.ro și comanda acum. Emag. Singurel, singurel? Îmi pare rău. Sunt surdomut. Dazovski. O alegere inspirată. La Flanco primești până la 25% reducere la produsele de bucătărie Zelmer. Mașina de tocat Zelmer cu storcător de roșii, putere 1900 W la doar 269 lei. În plus, beneficiezi de 12 rate DAE 0% la orice produs în perioada 17-23 iunie. Flanco! Premii de vacanță la doar un SMS distanță. Trimite codul de pe etichetele promoționale Dazovski prin SMS la 1860 și poți câștiga vacanțe și mii de premii instant. Dazovski, o alegere inspirată. Mâncișor, s-a întâmplat ceva? Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspacar Din te poate feri de palpitații. Pentru cei care își numără pistrui sau își coloiază pielea în cafeniu, pentru cea mai albă ca zăpata și piticii ei, dar și pentru zmeul care se încurcă între cărleon și cremă, avem tot ce trebuie. Vino la SensiBlue și ai 50% reducere pentru al doilea produs de protecție solară cumpărat. SensiBlue, o farmacie pentru fiecare. Protecția acoperișului Bramac, ești pregătit în orice situație. Spune acoperișului pe nume Bramac. Pregătește-te să vezi lumea altfel. Cu Orange TV, fiecare clipă e mai surprinzătoare. Îți aducem imagini mai clare ca niciodată și peste 40 de canale HD oriunde ai fi. Iar dacă ești abonat Orange, ai un preț special și instalare gratuită. Televiziunea se schimbă cu Orange.
Cine cumpără de la Domo, departe ajunge. Pentru vacanța de vară primește la Domo carburant cadou. La fiecare 200 de lei cumpărături de la Domo, primești un bon de carburant de 10 lei. Iar la fiecare 1000 de lei, ai un bon în plus. Domo, cumpără deștept. Cleofarma funcționează similar procedeului medical de înghețare. Cleofarma by Wartner. Acum și în varianta creion împotriva negilor și bătăturilor. Oh, dar ce-ai slăbit! Cum reușești să te păstrezi așa? Iubești? Mă ajută raftul. Raft? Care raft? Din spatele tău. A, raftul și mai cum? Raftul de slăbit. Ah. Mănânci, slăbești și iubești. Raftul de slăbit. Îl găsești numai în farmaciile Catena. Prețuri excepționale la Flanco. Frigider Whirlpool, clasa energetică A+, capacitate totală 218 litri la doar 939 de lei. În plus, beneficiezi de 12 rate DAE 0% la orice produs doar până pe 23 iunie. Whirlpool. Simte diferența. Flanco. Mereu peste așteptări. Diareea acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii, paraziți. Ia Furazolidon. Omoară bacteriile și paraziții, înlăturând cauza diareei. Furazolidon. Potrivit pentru momente nepotrivite. Nissan Qashqai. The ultimate urban car. Nissan Qashqai. Avans zero și rată de leasing de la 235 euro cu TVA. Live-urile din jurnalele de știri sunt specializarea mea, pentru că am fost îndrumată de cei mai buni traineri. Înscrie-te acum la școala de televiziune Tudor Vornicu. Cu noi devii prezentator, producător TV, reporter, cameraman, regizor, monteur, make-up artist, specialist marketing și publicitate, cei mai buni traineri, super vedete și profesioniști. Picția este o disciplină obligatorie atât pentru oamenii de radio, cât și pentru cei care lucrează în televiziune. Înscrie-te și tu la școala de televiziune Tudor Vornicu și devii profesionist. www.școala-de-televiziune.ro. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Am revenit în platou la discuția noastră despre Gigi Becali și posibila sau mai degrabă imposibila sa grațiere. Înainte de publicitate vă spuneam că o să vă arăt cum a spus Pam Pam Gigi Becali presei și cum a băgat divorț de presă, dar înainte de toate, domnul Dumitrașcu vrea să ne spună, nu era de acord cu doamna Zivari, care spunea că nu se gândește Gigi Becali la bani, ci mai degrabă și în acest moment. Mai degrabă și e concluzia pe care s-a lăsat dumneavoastră. Eu doar zâmbeam ușor. Eu cred că omul oriunde se află este un om economic. Ne place sau nu, și la închisoare un om de afaceri se va gândi la bani. Deci pentru omul de afaceri, oricare ar fi, și acum discutăm despre actualul deținut numărul 1 al României, dar orice om de afaceri în penitenciar se gândește la bani și va vrea să-și protejeze și averea, și banii, și afacerile. Domnul Teascu, se gândește la bani, dar nu se mai gândește la presă. Dacă sunt foarte, tristă. Haideți să vă arăt ce a spus despre presă. Vorbim ea și de bani. Vorbim în continuare și de bani și de presă. Ce a spus Gigi Becali? A spus că bagă divorț de presă și că este un om care a iubit, a trăit cu presa. Dragostea asta, spune Gigi Becali, mi-a făcut mult bine, dar și mult rău. Ei trebuie să înțeleagă că vreau o perioadă de divorț și după aceea promit o dragoste și mai mare. N-aș vrea ca familia mea să vadă 4 ore de breaking news. Pam, pam! Deși am avut o relație cu presa de care nu îmi pare rău. Păi, Gigi Becali, termenul de încercare, cum să înțeleg. Este termenul de încercare, da. Nu știu ce va decide până la urmă. Este evident că această decizie a lui Gigi Becali este clar, în primul rând, pentru familie. Probabil că familia eu cred că dumnealui își dorește de ca voi, presa, noi, cei care ne dăm cu părerea, vrem să-l rugăm să nu divorțeze.
Pentru că ne promite că există o posibilitate să se întoarcă la marea dragoste. O dragoste deci, mult mai mare, da. Îi fac, eu cred că ne vrea alături de dumneavoastră. Mediatizarea domnului Dumitrașului face rău unui deținut, mă rog, în caz de față e vorba de Gigi Becali. Îl poate opri de la regimul semideschis, deschis sau poate să pună administrația într-o postură... Nu. Administrația va lucra exact așa cum trebuie, așa cum sunt regulamentele. Ce poate să facă în schimb? Poate să fie mai catolică, dacă se poate spune așa, decât ar trebui să fie în anumite situații. Adică va analiza mult mai strict acolo unde ar avea un anume drept de a fi flexibilă și domnul Cosma știe despre ce vorbesc. Dacă ești cineva foarte vizibil, nu prea vei avea acele concesii legale. Pentru că toată lumea pentru că ești în atenția presei și vei fi foarte vizibil. Și atunci toată lumea se va purta foarte prudent și de regulă se va adopta suflă soluția prudentă. Suflă și neaur, sau cum se exact, spune. Da? Exact. Și neaur. Deci nu ajută. Atenția presei nu ajută nici la psihic, nici la modul în care îți execuți pedepsa și nici măcar la întreruperea pedepsei. Pentru că oricât am discutat noi și în dungă și orice pledoarist ar face pro sau contra, judecătorul va discuta văzând documente, probe și nu va risca. Noi o să vedem în schimb câteva momente din relația de iubire pe care Gigi Becali a avut-o cu presa, momente spumoase. Noi nu avem oameni care sunt pregătiți pentru dezăpezire. Asta e documentul. Hai să mă fac moderator. Să vin iau un loc. Hai să mă fac. Ia stați aici, domnule. Acolo. Deci domnul... Imediat vă trec și pe dumneavoastră. De-aia v-ai chemat la emisiune. Eu am totul aici. V-ai chemat la emisiune. Un moderator. Nu. De-aia v-ai chemat la emisiune. Eu comand emisiunea, domnul. Vreau să vă supăra odată. Și vă supăra odată pe noi. Așa ne luați cu toate cele. O să vă amintim. Dar păstrăm înregistrarea. Păstrăm înregistrarea. Domnul Becali, mâine pe la ora asta. Dacă voi vă schimbați, dacă vin cu șpaga și la voi, cu milioane cu șpaga pe la voi și vă schimbați și primește la vostru patronul vreo 10-20 de milioane și pagă să facă politica unui partid și vă schimbați voi imediat și eu vă iau și... Da, apare patronul. Eu acum mărturisesc. Mărturisiți acum. Eu dimineață mănânc lapte. Asta știm, că ați mai spus-o. La prânz mănânc prânz. Și seara mănânc iaurt. Pe cuvântul meu, dumneavoastră, dacă nu mai asta mănânc. Păi de-aia ați făcut avere, domnul Becali. Da, că fac economie. Ce spune Porumboiu? Și domnule, pe Gigi Becali un singur lucru nu l-am văzut. Să prezinte meteo. Acum am ocazia și asta. Vă scuzați că v-am întâlnit, dar mi-am adus aminte de gluma lui Porumboiu. Pot portocaliu roșu? Da? Stați liniștit, pac, merge Becali. Hai, mă, rezolvați. Vedeți, doamna Zivari, de-aia l-a iubit presa pe Gigi Becali, da, pentru că... Dragostea dumnealui nu va putea să o uite niciodată și eu cred că, repet, mesajul dumnealui de divorț, da, ne spune perioada de divorț, asta nu înțelegem noi foarte bine, eu cred că, de fapt, ne dorește acolo lângă dumnealui. Nu poate să nu iubească în continuare presa. Domnule, presa Cosma, cea care nu cred vrei că să mai vorbească rău. Presa de tine când ești după gratis sau nu vrei? Vrei să fii lăsat în pace? Că ați avut o experiență. Deci dacă vrei să-ți meargă bine în detenție, așa cum spunea foarte bine domnul lider, cred că e recomandarea conducerii penitenciarului care i s-a făcut, să rupă relația cu presa până și execută pedeapsa. Pentru că, fiind un personaj de notorietate, normal că orice gest al lui va fi controlat și vor fi oameni, să știți, că sunt oameni și în interior deținuți, care să știți că au relație bună cu presa. Și care, să știți, că informează cam tot ceea ce se întâmplă pe acolo. Și atunci, cum spunea și domnul lider foarte bine, se vor lua niște măsuri suplimentare, atât de siguranță în ceea ce îl privește, cât și niște măsuri coercitive de lipsire de anumite drepturi, pentru că sunt efectiv obligați. De exemplu, eu ieșeam la aer cu 3-400 de deținuți. Eu nu după Gigi Becali ieșim cu 3-400 de deținuți la Gilaba, în curtea de plimbare. Probabil că va ieși cu 100. Poftiți? Probabil că va ieși cu 100. Nu va ieși. Nu va ieși, vă spun eu și de ce.
La ora asta, și chiar îi dau un sfat prietenesc acum, dacă îmi permiteți. La ora asta și-a tras un anumit oprobiu al deținuților datorită faptului că s-au luat niște măsuri speciale în ceea ce privește. Adică, când Gigi Becali iasă la vizită, se închid ușile la semideschis, deci deținuții mai pot circula pe secție. Când Gigi Becali iese la să-și facă cumpărăturile, iar se închid ușile pentru deținuți. Sunt afirmate, iar pe care mă tem că nu pot să le confirm. Deci adică... eu le confirm pentru că, dacă vreți, vă arăt și mesaje pe care le-am primit din penitenciar. Regulile sunt egale pentru toți. N-au primit masa până la ora 11 noaptea deținuții de la Jilava. Până la ora 11 acum, noaptea. Deținuții de la Jilava stau pe SMS și vă dau SMS-uri dumneavoastră să, vă, să se plângă de Gigi Becali? Eu recunosc, da. Da? Repet, eu nu mint, să știți, nu e genul meu să mint. Am spus și situații în detenție, domnul lider știe cam ce pățeau cadrele cu mine. Înțelegeți? Pentru că ei n-au priceput, erau o anumită mentalitate între vreme că unisoare sunt oameni. Chiar dacă au voie să aibă telefoane în celulă? Au voie să aibă telefoane în celulă? Nu au voie, mobile. Dar, nu au voie, clar, dar au telefoane acum. Au telefoane acum. Poate... Să meargă la telefon public, am înțeles, în fiecare zi o jumătate de oră. Deci nu e sau problemă. SMS-uri de pe fix nu se poate, domnul. Din punctul meu de vedere nu mă dă normal. Și chiar am văzut un psiholog care spunea și susținea teoria că normal ar fi ca deținuții să aibă telefoane mobile, să relaționeze cu familia, să se întâmplă tot felul de situații, da, de abandonuri de familie, se întâmplă tot situații de cu copii care, știu eu... Normal și ideal, domnul Brodima, ar fi să nu avem pedeapsă cu închisoarea, dar nu trăim într-o lume normală și ideală, trăim într-o lume în care... Singura soluție socială asta e pedeapsa cu închisoarea. Deci așa eu, dar trebuie de vedere, dacă m-a întrebat și am să susțin această teorie ca președinte al interimar al societății pentru drepturile omului, două secunde. Vă rog, ca pedepsele până în 10 ani să nu fie făcute cu executare. Bun. Trăim într-o lume în care, o lume care nu este dreaptă întotdeauna, dar o lume care are uneori amintiri frumoase. O să vedem niște imagini care o să vă ungă sufletul sau... o să vă surprindă, vedeți deja, dar toate astea după publicitate, când vom sta de vorbă cu Sufletul Stelei, cu Marius Lăcătuș. I-a fost conferit Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. Știrile continuă pe rtv.net. Napoca, gustul copilăriei. Pentru o locuință sănătoasă, alege profilele Geneo, deosebit de eficiente energetic și stabile, oferite de Rehau. Sistemul integrat pentru ferestre și uși răspunde perfect exigențelor tale de confort. Geneo, familia de profile inovatoare pentru căminul tău. Doar astăzi la Real ai 30% reducere la toată gama de candele. În plus, pe 20 iunie ai 24% reducere la pâinea la kilogram. Doar la Real, fără egal. Simte viteza, merge rapid cu Visa. Plăți mobile, online, contactless. De peste 100 de ani, aici în țara Bârsei, 2700 de fermieri, români, maghiari și germani, fac ca pământul să rodească sfeclă de zahăr. Noi, cu pricepere și respect pentru tine, o transformăm într-un zahăr curat și cristalin. Așa, ca viața să fie mereu mai dulce. Fabrica de zahăr Bod. Perfect! Ar trebui să-mi poarte numele. Păi chiar ți-l poartă. Creditul de nevoi personale Maria Pascu. Croit pentru tine. Vino la Bank Post și probează creditul care ți se potrivește. Planurile tale devin realitate cu o rată începând de la 25 de lei pe lună pentru fiecare 1000 de lei împrumutați. În plus, comisionul de analiză este zero. Carbocit absorbe gazele ca un burete în loc ca tu să le elimini într-un mod genant. Carbocit absorbe natural gazele intestinale.
Țesutul te lovește, lovește-l înapoi. Cu asigurarea locuinței de la Grupama, acum e simplu. Ai serviciul de autoconstatare inclus. Faci o poză, ne suni și ne trimiți un e-mail, iar în 72 de ore de la acordul tău primești despăgubirea. Detalii pe grupama.ro. Fă o poză. Tot ce te interesează. Live pe un singur ecran. Noul HTC One. În magazinele Orange și pe www.orange.ro. Singurel, singurel? Îmi pare rău. Sunt surdomut. Dazovski. O alegere inspirată. Perete respiră prin stratul cu Porus X. Gletul de umplutură și gletul de finisaj cu Porus X. Se lucrează ușor și... peretele respiră. Premii de vacanță la doar un SMS distanță. Trimite codul de pe etichetele promoționale Dazovski prin SMS la 1860 și poți câștiga vacanțe și mii de premii instant. Dazovski, o alegere inspirată. Vopsele și tencuiel decorative cu Porus X de la Adeplast. Apa nu trece, dar peretele respiră. Orice plan ai avea vara asta, prinde sezonul ofertelor Dacia între 10 și 22 iunie la reprezentanții autorizați Dacia. Ai oferte excepționale prin programul Rabla, 6 luni casco gratuit și 5 ani garanție, iar discountul în service poate ajunge la 30%. Redecorează, vopsești ușor, vopsești cu spor, de la Policolor. Ai grijă de inima ta, mai ai nevoie de ea. Omega 3 Max te unge la inimă. Acesta este un supliment nutritiv. Citiți cu atenție prospectul. La Flanco primești până la 3.000 de lei reducere la televizoarele Philips din ofertă. Smart TV LED Philips Full HD, diagonala 116 cm la doar 1.999 de lei. În plus, beneficiezi de 12 rate, DAE 0% la orice produs în perioada 17-23 iunie. Flanco! Suntem prea rapizi pentru a fi văzuți cu ochiul liber. Și acum, reluarea. Cu încetinitorul. E clar, și în reluarea cu încetinitorul suntem mai rapizi decât toți ceilalți. Cea mai mare viteză 4G. Cea mai mare acoperire 4G. Cel mai bun preț din România. Pentru numai 10,5 euro pe lună plus TVA, primești internet 4G cu trafic nelimitat pentru mobilul, tableta și laptopul tău. Sau pentru acasă. Idilis. Internetul tău 4G. Simplu. Nelimitat. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Am revenit în direct la ediția noastră specială în care am discutat despre Gigi Becali, dar nu putem discuta despre Gigi Becali fără să discutăm despre soarta stelei. Și acest lucru îl vom face în următoarele minute împreună cu invitatul meu, domnul Marius Lăcătuș, aflat în Spania. Bună seara, domnule Lăcătuș! Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor! Se spune despre dumneavoastră că sunteți sufletul stelei. Cum priviți dumneavoastră ceea ce se întâmplă acum în România cu Steaua? Deocamdată Steaua, din punct de vedere sportiv, cred că nu are probleme. Rămâne de văzut ceea ce se va hotărâ la Comisia de Disciplină de la UEFA din 21, dacă nu mă știu eu. Ce hotărâre vor lua în ceea ce privește participarea stelei în competițiile europene.
Aveți emoții? Credeți că s-ar putea lua o decizie care să afecteze serios clubul Steaua? Da, eu cred că ar fi nedrept, pentru că din punct de vedere sportiv, tot ceea ce au realizat jucătorii, antrenorii, conducerea administrativă a Steaua în acest an, atât pe plan intern cât și pe plan internațional, au fost rezultate foarte bune. Și cred că pe undeva ar fi nedrept ca munca pe care i-au depus-o în acest an să fie, eu știu, anulată și să nu li se dea dreptul de a participa într-o competiție unde toată lumea își dorește să fie la masa, cum se spune, bogaților în Champions League. Credeți că o decizie care ar fi negativă ar afecta și componența echipei Steaua, în sensul că jucătorii s-ar gândi să-și caute în altă parte altceva care este mai puțin frământat? Nu știu. Cum știți cum e. Depinde de fiecare jucător în parte și de caracterele pe care le au. Am mai spus-o, poate mă repet, cred că foarte mulți jucători din lotul Stelei au avut participări an de an în Champions League sau în Euroleague. Eu cred că au ajuns să fie cunoscuți pe plan internațional datorită rezultatelor care le-au avut, mai ales în ultimul an, cu Steaua. Da. În cazul în care ei nu vor avea posibilitatea să participe în competițiile europene, știu, un an de zile sau tu ce sentință se va da, eu cred că normal ar fi ca împreună cu, știu, conducerea administrativă, cu patronul, să gândească foarte bine ceea ce au de făcut pe viitor. Dacă vor avea oferte foarte bune din străinătate, sigur că atunci își vor dori să plece. E posibil ca excluderea Stelei să falimenteze echipa? E vorba și de bani. Mă îndoiesc de acest lucru, pentru că Steaua a avut perioade foarte bune, iar, eu știu, vânzarea, deci participarea în Champions League, în Euroleague, atâția ani la rând, cred că au adus destui de mulți bani în disperia clubului, bani de care să se poată folosi la un moment dat în cazul în care, eu știu, Gigi nu va avea posibilitatea să finanțeze club mai departe. Deci, spuneți că financiar ar trebui să stea mai bine decât alte echipe, pentru că noi vedem că Rapidul s-a dus așa, sub ochii noștri, s-a topit sub ochii noștri și, bineînțeles, Steaua fiind mândria țării, cum se spune, nu? Ar putea să, și cea mai iubită echipă, ar putea să aibă o soartă similară. De-aia încercăm să vedem ce s-ar putea întâmpla în cazul unei decizii negative la adresa echipei. Cunoașteți situații similare la alte cluburi de fotbal? Eu în primul rând vreau să spun că Steaua în niciun caz nu cred că va ajunge în situația în care a ajuns Rapidul sau, eu știu, alte echipe din Europa. Nu cred că va ajunge situația aceasta, pentru că Gigi a și spus chiar și de acolo de unde este că Steaua practic în afară de familie este prima lui opțiune și este echipa de care nu se va despărți niciodată și va face tot posibilul să o mențină la cel mai înalt nivel. Eu nu cred că vor fi probleme din punct de vedere, eu știu, sportiv, financiar, pe viitor, ceea ce o privește pe Steaua. Sigur că au mai fost echipe și în Europa care au avut probleme și au fost sancționate de UEFA, dar au revenit și au revenit foarte puternic, cum au fost și Juventus și Olympic Marseille. Adică au mai fost cazuri. Nu mai vorbesc de echipele englezești care au fost suspendate pe o perioadă mai lungă din competițiile internaționale, Liverpool, și au revenit, au câștigat chiar Champions League de mai multe ori. Există momente mai bune, mai plăcute și există momente mai puțin plăcute în viața fiecărei echipe.
Dacă vorbiți de momente plăcute, rămâneți alături de noi, dumneavoastră veți auzi, noi vom și vedea un moment care pentru dumneavoastră și pentru noi toți a fost un moment plăcut, dar o să vedeți, o să vă reamintiți situația, întâlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu. În alte distincții ale Republicii Socialiste România, echipe de fotbal Steaua a Clubului Sportiv al Armatei, componenților, antrenorilor și unor tehnicieni ai echipei, precum și unor cadre din conducerea clubului. Echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, Steaua, i-a fost conferit Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa 1. Au fost distinși cu meritul sportiv clasa 1 Helmut Ducadam, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu, Gavrilă Balint, Lucian Bălan, Ladislau Bălăni, Mihail Majaru, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, Marin Radu, Tudorel Stoica, Emerich Ienei și Angel Iordănescu. Dragi tovarăși componenți ai echipei de fotbal Steaua, stimați tovarăși, aș dori să vă adresez tuturor celor care ați jucat la Sivila și celor care au contribuit la organizarea și pregătirea echipei, cele mai calde felicitări. Domnule Lăcătuș, ați auzit, noi am și văzut imaginile de atunci. Spuneți-ne pentru dumneavoastră momentul acela ce a însemnat, dincolo de bucuria că ați câștigat cupa. Faptul că ați fost primit de Nicolae Ceaușescu, mă rog, toată echipa, evident. Da, eu cred că pentru toți cei care au fost prezenți acolo a fost o mare plăcere și o mare onoare. S-a ajuns să fii fața președintelui, să dai mâna cu el, să ai posibilitatea să schimbi câteva cuvinte cu el. Cred că nu stătea la îndemâna fiecărui cetățean al României. Partea mai puțin plăcută a fost că nu a fost alături de noi domnul Valentin Ceaușescu și sigur că foarte mulți dintre noi am avut un pic de emoții pentru că el nu a fost prezent la această întâlnire. De ce ați avut emoții? Păi da, nu cred că aveam posibilitatea să ne întâlnim chiar atât de des cu domnul Nicolae Ceaușescu. Ați avut emoții. Cream că apropierea de Nicu Ceaușescu cumva vă punea, mă rog, vă introducea în atmosfera familiei. Adică nu mai imagineam... Bine, Nicu Ceaușescu, sigur, era prezent, dar Valentin era cel care era mai apropiat de noi. Am înțeles. Domnule Lăcătuș, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră și vă urez succes în Spania în continuare. Domnule Ionașcu... microbist, fotbalist, privitor de fotbal? În mod evident, ca orice român, la fotbal te uiți. La fotbal te uiți, n-ai cum să nu te uiți. Când este un meci, te uiți în mod evident. Poți să te uiți și poți să nu-l trăiești. Poți să te uiți să-l trăiești. Nu sunt un microbist, sunt un om care trăiește rațional fotbalul, dar care e sigur că în ceea ce privește soarta Stelei de astăzi, nu pot să nu spun că e un act de nedreptate să te îndrepți împotriva unor sportivi care n-au absolut nimic de a face, chiar cu actul domnului Becali, care n-a vrut să facă altceva decât să stimuleze pe cineva în folosul echipei sale. A vrut sau n-a vrut, s-a stabilit prin justiție. Dar chiar UEFA sau chiar comentariile care se fac, ce legătură au toate aceste lucruri, spun eu, cu o competiție sportivă viitoare, în contextul în care, nu uităm, vorbea domnul Cosma aici despre viața unui om, în contextul în care îi se răpește din această viață mediul penitenciar. Viața unui fotbalist este mult mai scurtă. Ce vină are un om pentru greșeala patronului său? Aceea de a fi încorporat într-o echipă în care există un dosar penal pentru patron? Ce treabă are atacantul echipei Steaua, de pildă, sau performerii, jucătorii? Se pare că astea sunt regulile după care sunt... Eu nu acreditez această idee. Iar dacă sunteți de acord că este o nedreptate să aduce atingerea acestor jucători pentru faptul că patronul lor a fost închis... Să nu uităm că Steaua a câștigat campionatul detașat. Deci și acest lucru se datorează nu numai lui Gigi Becali, ci în primul rând fotbaliștilor, care sunt toți niște antrenorului.
Ce exact, pierde evident, Steaua? Ce pierde Steaua, domnilor, că mai avem două minute? Ce pierde Steaua? O să fac așa un tur de azivari. Vreți să vă includ? Sunteți consumatoare de fotbal? Foarte consumatoare de fotbal. Foarte consumatoare. Ce mamă pierde de Steaua? Viitor fotbalist. Ah, mamă, vă rog, sunteți foarte competentă. Nu, nu, nu. Doar din afară, eu știu că fotbalul înseamnă bani și bani înseamnă putere. Și în fotbal nu contează jucătorii, contează banii. Domnul Dumitrașcu, scurt. O să, fiu foarte sincer, nu mă pricep la fotbal, dar pot să vă spun că și lumea fotbalului trebuie să fie curată și să se joace cinstit. Și domnul Cosma, ce pierde Steaua? Eu sper că direcția lui Michel Platini, pentru că l-am auzit pe TV Sang, când spunea că UEFA are toleranță zero împotriva corupției din fotbal, să nu fie o direcție Steaua. Eu mă rog, ca român, să nu fie, să nu se fie referit la Steaua. Și ar fi nedrept, pentru că, repet, Steaua a câștigat, nu sunt eu stelist, cu toate că unul dintre lucrurile pentru care eu am ajuns să mă cer cu Gigi Becali a fost faptul că m-am trezit pur și simplu, la un moment dat, ca pe site-ul suporterilor Steaua, ca un viitor posibil conducător al echipei Steaua, lucru lui Gigi Becali. Și de aici nervii lui pe mine. Ori, bineînțeles, n-am niciodată această intenție și le mulțumesc suporterilor la Steaua care s-au gândit la mine. Dar, repet, la ora aceasta, Steaua este echipa care poate, ne poate reprezenta, zic eu, cu cinste în Europa. Stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit în această seară aici în platou și că am vorbit împreună de Gigi Becali și echipa Steaua. Și pe dumneavoastră, cei de acasă, vă invit să rămâneți alături de România TV. Urmează Dragoș Pătraru cu Starea Nației.